Nu credeam că o să ajungem aici, pentru că de la începutul acestui an avem soluția. Aveam soluția. Vaccinarea, vaccină. Și cu toate astea încă avem un procent al vaccinării județului Bistrița Năsăru de 20, ceva, unul încă mic. Cu toate astea încă mai sunt persoane care refuză vaccinarea, se încăpăținează să se vaccineze și, bineînțeles, au tot felul de argumente. Ultimul pe care l-am auzit de la niște tineri a fost ceva de genul o să ne vaccinăm și noi dacă devine obligatorie vaccinarea. Dar acum încă nu. Asta așteptăm, să devină vaccinarea obligatorie. Din păcate, suntem în această situație și eu sunt de acord cu formula. Am văzut-o și pe burtiere, câteva televiziuni deja scris, este un val al nevaccinaților. Este un val al nevaccinaților pe care trebuie să-l conștientizăm și să-l spunem, cred că, cât mai tare, cât mai răspicat. 80% dintre îmbolnăviri sunt nevaccinați și 90% dintre cei care fac forme grave sunt, cum? Nevaccinați. Nevaccinați. Despre asta e vorba. Am făcut o comparație cu perioada similară anului trecut. Probabil mulți dintre dumneavoastră ați făcut-o. Și să știți că lucrurile arată cam așa. Oglinda. 5 septembrie 2020. 14 cazuri în județul nostru. 5 septembrie 2021, 36 de cazuri. De 3 ori mai multe. 7 septembrie 2020, 0 cazuri atunci, pentru că era o zi de luni și duminica nu s-au făcut testa. 7 septembrie 2021, 57 de cazuri. 57 de cazuri. 8 septembrie 2020, 13 cazuri. 8 septembrie 2021, 65 de îmbolnăviri. 65, de 5 ori mai multe. 9 septembrie 2020, 10 cazuri. 9 septembrie 2021, 57 de cazuri noi. Iar de 5 ori mai multe. De 5 ori mai multe. La nivel național, pe data de 9, aveam 2226 de cazuri. 9 septembrie 2020 aveam 1121. Practic s-a dublat numărul de cazuri. S-a dublat numărul de cazuri pe perioada similară. Și în județ ați văzut, aveam de 5 ori mai multe. Anul trecut a urmat octombrie și noiembrie, luni negre, luni cu foarte multe îmbolnăviri și foarte multe decese. Eu nici nu vreau să mă gândesc ce o să se întâmple acum. Pentru că ritmul este atât de alert al îmbolnăvirilor și deja decese, numărul de decese crește, încât, nu știu, ce o să întâmple în octombrie și noiembrie. În cazul ăsta, în 2021. În municipiul Bistrița, în municipiul Bistrița, în septembrie 2020, aveam o incidență de 0,78 la 1000 de locuitori. Astăzi, în municipiul Bistrița, incidența a crescut de 2 la 1000 de locuitori. Avem 2,10. La păzire, astăzi deja este mai mult. E clar că la aceste cifre va trebui să intervenim cu măsuri restrictive. Cu măsuri restrictive. Asta înseamnă că munțile botezului o să fie de acum controlate. Controlate, ok, le anunțăm. DSP, jandarmerie, ITM. Nu se mai poate. Nu se mai poate așa. Am văzut că ieri după întâlnirea de la inspectorat, foarte mult se întrebau pe paginile de socializare și numai în momentul în care am propus acea măsură. Mă rog, să ne gândim la 50 de metri în proximitatea unităților de învățământ. De ce trebuie să să revenim cu purtarea măștii? De ce suportă copiii? Din cauza noastră. Păi ăsta e răspunsul. Din cauza noastră. Pentru că în toată perioada asta ne-am relaxat. Și ne-am relaxat mai mult decât trebuia. De asta. Până și ceva, două săptămâni trecem de incidență de 3 la 1000 de locuitori pe municipiul Bistrița. Știi ce înseamnă asta? Că se sistează tot. Că se sistează tot. Nunți, botezuri, cafenele, restaurante, tot. Și acum nu se mai permite varianta cu terasă. Nu, se închide tot. Avem încă două săptămâni de zile în care putem, cred,
Poate să reglăm lucrurile, să fim mai atenți. Felul în care ne comportăm, să păstrăm toate aceste măsuri care deja sunt date. Dacă nu o să ajungem la această incidență, sunt sigur că, și știți foarte bine, perioada similară a anului 2020, când au fost și proteste în față, au fost și oameni nemulțumiți. Numai că, încă o dată, numărul de decese crește în fiecare zi, ATI-ul este iar plin și căutăm soluții pe la Năsău, din altă parte, aducem echipe de la Beclean ca să suplimenteze deja secțiile de ATI de la Năsău.